Ziua de 15 ianuarie, ziua în care în urmă cu 160 de ani se năștea Mihai Eminescu, nu a putut fi trecută prea ușor cu vederea de profesorii de la Colegiul Național Radu Negru. Împreună cu angajatele de la bibliotecă, au organizat un eveniment dedicat marelui poet. Programul lor artistic a cuprins subiecte inedite, deci au fost eseuri redactate, facsimilarea manuscriselor eminescene, mărturii despre Eminescu și sonete lirice întâlmăcirea lui Petru Creția. În jurul operei lui Eminescu, elevii și-au putut demonstra talentul. Dacă unii au recitat poezii, alții și-au prezentat eseurile realizate în cinstea poetului. O mamă dulce mamă, din negură de vlem, pe freamătul de frunze, la tine tu mă chem. Deasupra cristei negre a sfântului mormânt, se scutură salcâmii de toamnă și de vânt. Se bat încet din ramuri, îngână glasul tău, mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu. Pentru a-l omagia cât mai bine pe poetul neamului românesc, angajatele bibliotecii au pregătit și două expoziții. Expoziția de carte pe care am realizat-o cuprinde volumele de operă, poezia de inspirație folclorică, poezia naturii și a iubirii, poezia filosofică, poezia istorică și mitologică, corespondența inedită între Veronica Micle și Mihai Eminescu, publicistica. Evenimentele legate de ziua de 15 ianuarie vor fi organizate și în zilele următoare la Biblioteca Municipală.